în video precedent m-a întrebat cineva care este schema mea de tratament. Aș vrea să povestesc un pic despre ea. Bun, acestea sunt tratamentele pe care le folosesc eu. Atenție, nu este reclamă, este pur și simplu ce folosesc eu din, mă rog, o schemă împrumutată din experiența apicultorilor profesioniști. În ianuarie încep cu turta energetică, care este pe bază de timon. După cum spune și pe turtă, turta este benefică, prelungește durata de viață a albinelor, valoare antiseptică ridicată, da? Controlul varroa. Conține extract de timol. Lucru care ajută, cu siguranță, cred eu. Timolul este foarte bun în combaterea varozei. Iată, ăsta este primul tratament care acum în ianuarie l-am și pus, turtă energetică cu timol. Al doilea tratament îl fac cu Varostop. Asta este. După primul zbor de curățare, zborul de primăvară de curățare, benzile le pun în așa fel încât cumva să îmbrac cuibul. Ajută foarte mult și să fie cât mai eficient, zic eu. Și albina care eclozionează o să atingă cumva la un moment dat aceste benzi. Deci asta este primul, al doilea cum ar veni. Primul este banda, al doilea este varostopul după primul zbor. Al treilea tratament va fi după salcâm. Este prin fumigație, va rachet forte. Următorul tratament va fi după floarea soarelui. Este primul an când încerc și eu benzile de acid oxalic. Se spune că sunt, pot fi folosite și în timpul culesului, dar eu personal, având în vedere cantitatea de miere pe care o produc, eu nu vreau să amestec lucrurile. Și o să folosesc după ce termin culesul la floare. Și un ultim tratament, dacă pot să spun așa, al cincilea tratament, la ieșirea ultimului puiet, mai fac încă un tratament cu varachet forte prin fumigație, cu foaie de control. Dacă este nevoie, atenție, la salcâm eu fac două tratamente, la un interval de 10 zile. Da? Pentru o eficiență mai mare, zic eu. În schimb, în toamnă, după ce ecluzionează ultimul puiet, tot cu foaie de control, îi dau prima fumigație. În cazul în care, Doamne ferește, se vede că este consistentă colonia de varroa, atunci îi dau și următoarea și a doua fumigație de toamnă. Și cam ăsta este tratamentul. Ca un scurt rezumat, turta cu timol în ianuarie, în primăvară, după primul zbor clar de curățare, este varostopul, care este pe bază de flumetrin. Al treilea tratament este după salcâm, cu varachet forte fumigație, care conține amitraz, ca substanță de bază vorbesc, cu o succesiune de tratamente la 10 zile între ele. Al patrulea este după culesul de floare cu benzi de acid oxilic. Și al cincelea tratament după eclozionarea ultimului puiet, tot cu fumigație de varachet forte. Suplimentar, anul trecut l-am pus, nu am avut probleme, recunosc, deși mi se pare un pic cam scump pentru mine, se numește Certan. Este o substanță potrivită pentru prevenirea moliei cerii. Acum, albine, ramele care le-am pus la păstrare pentru iarnă, cum sunt astea de aici din stup, mai am câteva rame, le pun la păstrare, tot ce înseamnă pentru anul viitor ca pregătire, le fac două tratamente cu batoane de sulf. Deci le-am stropit pentru molia cerii cu Certan, după care cumva în toată perioada asta o să le fac două tratamente cu batoane de sulf. Atenție, eu am pățit-o, trebuie ținut cont de distanța de la fundul stupului, de unde punem batonul, creează o temperatură foarte puternică, de la fundul stupului și până la partea inferioară,
a ramei. Trebuie o distanță potrivită, pentru că altfel risca să ardezi rama. Repet, eu n-am ținut cont, m-am grăbit, am pățit-o odată. Cam asta este ce folosesc eu pentru tratament, ca să-i răspund la întrebare, era să uit. Pentru anul ăsta, nu știu nimic despre ea, așa că vă rog, dacă știe cineva, n-am apucat să o pun. Sunt convins că orice produs este foarte bun, atât timp cât este omologat și iese pe piață, sunt convins că este foarte ok. Acum, dacă știe cineva, este o turtă energetică cu zeolit. Conține niște minerale și niște vitamine care ajută albina la curățarea tranzitului. Eu n-am mai încercat-o, o să încerc și eu anul ăsta. Vedem, o să pun pe un stoc. Aștept opinia voastră despre turta asta cu zeolit.